Bună ziua, bine v-am găsit! Data de 28 aprilie 2024. În filmul anterior ați putut vedea cum am făcut liniile cu cupule, cum am preparat cupulele, exact tot ce aveți nevoie pentru a face acest lucru. Iată, așa, există această linie, cupulele de ceară făcute în filmul anterior. Ai nevoie de portcupulă, de această parte mobilă și portbot, care le-am prins de un laț. Le găsiți, cred că sunt foarte ieftine, nu e cine știe ce. Chiar și un începător poate să-și ia 10 bucăți de acest fel. Atâta tot că eu cu cupulele artificiale de la Nikot nu prea am reușit să cresc boci, nu știu din ce motive. Dar astăzi trebuie introduse în stup. Așa, le vom introduce și abia mâine voi face mutarea larvelor în aceste cupule. Și vă zic și de ce acest lucru. Matca, în mod normal, când depune ouă într-o celulă, această celulă trebuie finisată de către albină și propolizată. Acest lucru trebuie să-l faci că albina, acum, în momentul în care eu le voi introduce, și va avea la timp 24 de ore pentru acest lucru. Mutarea larvelor o prefer după masa, pe la 4, așa, ca cât mai multă albina să vină în stup. Ia să vedem cum arată acum compartimentul din stânga făcut, fiindcă ieri am tot zis dreapta, dar am pus camera din spate și când o filmez din spate, din unghiul de vedere al omului, atunci este exact așa cum văd și eu, așa vedeți și dumneavoastră. Așa, mergem mai departe. Un lucru important este căldura. La creșterea reginelor este foarte important căldura, izolat cât mai bine această zonă unde crește regine. Da, albina este prezentă exact cum trebuie. Să-mi aduc un ustensilă. Cele mai importante lucruri mereu de uit, adică ustensilele. Și acum voi ridica această ramă, portboci, să văd dacă albinele au preluat la cunoștință și au început să construiască. Da, aceste albine deja au făcut aceste limbi, deci albina a luat la cunoștință. Acum o las înapoi să vă arăt exact cum voi lucra. În mod normal nu trebuie să ridic în totalitate rama, dar am vrut să vedeți, a luat la cunoștință acea ramă. Bun, următoarea etapă, adăugăm miere. Aceste cupule sau chiar în interior, eu voi adăuga miere. Albinele vor lua această miere și vor identifica celulele astfel încât
va fi foarte, foarte ușor de curățat de către albină. Bun. Acum ridic rama și introduc prima linie. Las în jos până pregătesc și a doua linie, aceasta fiindcă este un stup mai puternic, am să-i dau mai multă lară. Introduc și aici miere. Iar albina va veni și va prelucra aceste cupule, o să le reformeze. Așa. Foarte repede albina ia la cunoștință aceste celule. Foarte, foarte repede le va lua la cunoștință. Iată, deja e pe ea. Așa trebuie să fie. Până mâine, totul va fi pregătit pentru a primi larve. Aceasta este o lucrare foarte importantă, chiar dacă unii crescători de regine nu arată tot. N-are motive să arate, din cauza că este o afacere bănoasă, mai ales că se vând și boci, se vând regine virgină, deci cum să-ți dai afacerea din mână, da? Pun aici niște bețe pentru a facilita lucrul albinelor, fiindcă ele de ieri până azi deja și-au făcut și punți. Așa. Totul e în regulă. Aici am dat două linii și la următorul voi da o singură linie. Singură linie am să-i dau, iar mâine după masă vor primi larvele, urmând ca peste două zile să vedem luarea în creștere a celor larve. Nu lucrez foarte mult azi, dar asta este o lucrare necesară din tot sistemul ăsta de creștere a reginelor. Așa. Mergem și deschidem și al doilea stup pregătit pentru acest aspect de luare în creștere a reginelor. Pot spune că este chiar un mic secret, da? Dar nu mai e secret odată ce vi-l spun, da? Am văzut că nu sunt foarte mulți curioși de treaba asta și știu motivul. Motivul este din cauza că e mai ușor să cumperi, dar dacă vrei să ai albina, să zic că ai 10 colonii și ai însușit o albină care îți place foarte mult, e păcat să nu o înmulțești,
De ce să nu o înmulțești dacă ai putea să faci acest lucru? Venim mai departe. Haideți să filmez din unghiul invers. Să întorc camera. Filmez din partea asta, la să fie mai vizibilă treaba. Așa. Cred că o să fie mai fain. Așa, să întoarcem ușor. Toate că e soarele din față, dar se va vedea ce este nevoie. Și aici ridic frumos, iată și-a făcut albina punțile. Foarte frumos. Opa. Așa. Totul este pregătit de ieri. Cei care doriți să vedeți, urmăriți filmul de ieri, cum am organizat aceste colonii. Primul lucru ce mă interesează este să văd dacă albina a luat în lucru această ramă. Iată, este luat în lucru, păgurașul e construit, aici el a construit deja prea mult. Mama face să ridic de tot, dar iată, ăsta e făgurașul construit de ieri. Bun, am necăjit eu un pic. Așa. Opa. Vreau să țin un unghi în care să pot să ridic mai ușor rama. Bine, acum am să pun miere. Acum mă lăsa și pe mine să pun paharul ăsta cu miere aici. E frumos. Să curețe albinele, ca să le dau aici un pic. Mierea este hrana lor naturală și ca atare o să le placă foarte mult. Așa, să ridic din nou rama. Astfel de colonie trebuie să fie cât mai puțin stresată, teoretic. Și întoarcem rama. Opa, acum, dar nu are nimic, trebuie să o întorc, o să o întorc. Trebuie întors. Introduc aici. Și acum o punem la loc. Acest făguraș îl îndoi eu aici. El o să construiască aici făgurașul, n-ai. Asta e. Dar este un indiciu pentru mine că colonia este pregătită pentru a crește boci. Acel făguraș le înveți aceste lucruri de-a lungul timpului. Știu că v-am supărat, luați un pic de miere. Așa. N-am vrut să vă supăr așa tare, na. Dând această miere, limitez un pic stresul. Unde ați mai auzit voi să fie albina stresată, da?
este albina stresată, în momentul în care deschizi un sub, albina este stresată. Așa, și să-i pun câteva bețișoare și lui. Stimularea asta de a limita stresul e prin hrană. Și omul, la fel și omul, dacă mănâncă, să vedeți că oamenii mănâncă de stres. În câteva bețișoare ca să nu le țurtesc. Ele vor crește viitoarele regine, așa că sunt importante. Iată ce frumos au construit făguraș de albină. Deci acesta este un făguraș de albină. Bun, nu le iau ceara, le o las, ele o vor împrumuta de aici și vor prelucra acea ceară unde doresc ele. Așa frumos, totul este în regulă. Asigurăm căldura, că este importantă. Iar acest pahar cu miere va rămâne aici până mâine, când am să-i aduc larvele. Trebuie să vin, să scot linia, să o duc în casă, să mut larvele, după care vin înapoi. Și ca să limitezi acel stres care se generează în momentul în care umbli la cuib, le dai un pic de miere. Șmecherie, nu? Bun. Până data viitoare, numai bine. Sper că v-a făcut plăcere aceste două filmulețe de azi. Chiar dacă este sărbătoare, e un mic păcat care l-am comis, dar asta e tot pe ziua de azi. Până data viitoare, numai bine!